Un accident grav a avut loc pe DN15 în județul Neamță. Trei femei au ajuns la spital după ce două mașini s-au lovit frontal și au fost aruncate de pe șosea. La volanul uneia dintre mașini se afla o femeie care consumase băuturi alcoolice. Valoarea indicată de aparatul etilotest i-a adus acestea un dosar penal. Trei persoane au ajuns la spital după ce două autoturisme s-au lovit pe o șosea din județul Neamț. Este vorba de drumul național 15 în localitatea Vadul din comuna Alexandru cel Bun. În jurul orei 19 a fost solicitat ajutorul echipajelor speciale prin apel la 112 de oamenii care treceau prin zonă. La fața locului au ajuns două echipaje de pompieri, două echipaje cu ambulanță și un echipaj de terapie intensivă. Victimele, trei femei care se aflau în aceeași mașină, au primit ajutor medical pe marginea șoselei, apoi au fost conduse la spital. La volanul celeilalte mașini se afla o femeie în vârstă de 47 de ani din Piatra Neamț, care a suferit însă răni grave. Femeia ar fi cea care a provocat accidentul. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat că femeia s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Valoarea indicată de aparat a fost de 1,5 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii fac acum cercetări în urma accidentului, iar pe numele femeii de 47 de ani a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea sub influența alcoolului.